Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea În Interes Public, vă spune Dan Moșteanu. Ne întâlnim și în această seară, ne vom întâlni și mâine, probabil și joi seara, așa ca pentru sărbători și înainte de sărbători. Bun, am făcut astăzi un promoțional, l-am postat pe rețelele de socializare și am ales ca subiect de dezbatere așa mediul ăsta de afaceri, mediul economic din județul Goș, mediul de afaceri, nu chiar mediul economic, că e diferență. Am stat și m-am gândit, 2020, prin ochii unora sau prin prisma unora, a fost un an dificil. Dificil din mai toate punctele de vedere. Este important cum va fi anul 2021. Ne-am raportat tot timpul la deciziile pe care le-au luat cei din administrație, deciziile pe care le iau oamenii politici, că până la urmă și în administrație sunt administrațiile sunt conduse de oamenii politici, lăsând deoparte mediul acesta de afaceri, care până la urmă este un element important în dezvoltarea oricărui județ și în dezvoltarea României. Tocmai de aceea l-am invitat pe Lelius Stănușoiu. Bună seara, bine ai venit, Lelius! Te salut, Dane, bine te-am găsit, te salut pe tine, telespectatorii tăi și vreau de la început să-ți urez mult succes în ceea ce ai început să faci. Mulțumesc și bun venit tare. În echipa celor, celor jucători în zona antreprenorilor, Dane. Sper să simt, să spunem că tu ești un om de afaceri, o să ne tutuim în această da, seară, sigur, asta ne, e. Noi ne cunoaștem de prea mult timp, sigur. Și o relație de prietenie și sigur. M-am gândit că ești omul potrivit cu care să discutăm. Bun, sunt convins că sunt mai mulți oameni potriviți în mediul ăsta de afaceri, dar am zis să pornim încet și pentru mine să știi că va fi un domeniu foarte important pe care îl voi aborda. Mă voi aplica asupra lui. Spun lucrul ăsta pentru că din punctul meu de vedere, nu știu dacă e cel mai corect, nu sunt un specialist, dar un județ, da, este bine dezvoltat atunci când oamenii ca tine sunt foarte bine dezvoltați, adică întreprinzătorii și mă refer acum la oamenii care fac producție, nu numai. Nu numai, dar contează foarte mult cei care s-au axat pe partea asta de producție. O să încep prin a te întreba cum a fost 2020 pentru tine. Dane, pentru tine, pentru colegii tăi, pentru... Ai făcut o remarcă foarte potrivită și aș vrea să fac o precizare la povestea asta. Te rog. Este evident că pentru orice județ și pentru orice țară, economia este cea mai importantă și este motorul țării. Corect. Este clar. Trebuie să te gândești că, de exemplu, în momentul de față, încă, Gorjul este în județele fruntașe la venit pe cap de locuitor, luând în calcul și CEO. Dacă dăm jos cifra CEO, atunci Gorjul se duce undeva spre ultimul, penultimul loc, venit pe cap de locuitor. Și atunci vei înțelege foarte simplu de ce mediul de business, mediul de afaceri, că este producție, că este servicii, că este turism, este foarte important pentru economia unui județ. Produci în județ, vinzi în afara județului sau în afara țării, cu ghilimele de rigoare, cum să spui că aduci bani în județ, faci un fel de export, să zic așa. Faci turism, faci, dezvolți zonă de Horeca, de asemenea vin oameni din alte județe și cheltuiesc banii în județul tău. Deci, mediul de afaceri este foarte important, este verica cea mai importantă pentru oricine, pentru orice comunitate, începând de la o comună și mergând până la nivel de municipiu. Știi ce este important și aș vrea să te întreb? Suferim la capitolul ăsta după 30 de ani, deși mi-ai spus lucruri interesante și poate le faci după 30 de ani, județul Gorj, care, hai să spunem că a fost binecuvântat, a avut cărbune, a avut petrol, are cărbune, are petrol, se poate dezvolta turism, ai peștere, ai mănăstire, ai rânca, ai tizmana, ai tot ce trebuie. După 30 de ani, mi se pare totuși că mediul ăsta de afaceri nu este așa cum ar fi trebuit să fie. Mai mult decât atât, ținând cont cât de important a fost compania asta, Complexul Energetic Oltenia, care practic a fost plămânul, să spunem, Olteniei, da? Financiar, ca resursă umană și așa mai departe, cred că în jurul acestui colos, cum era înainte, ar fi trebuit să se dezvolte cu totul și cu totul altfel. Care au fost motivele care ne-au ținut totuși? Practic, noi am fost captivii județului monoindustrial. Adică am rămas un județ monoindustrial, n-am mai dezvoltat altceva, n-au fost programe ca să zici, bă, ne ducem și în zona aia, ne ducem și în zona aia, dezvoltăm și zona aia pe lângă CEO, dezvoltăm și zona cealaltă. Deci,
Așa ar fi trebuit să meargă lucrurile în mod fire și normal. Pe măsură ce, să zic, flacăra se stinge la CO sau... Destins nu cred că o să stingă niciodată, da, definitiv, dar pe măsură ce ea scade în intensitate, ar fi trebuit să încercăm să punem ceva în loc. Să fi fost programe efectiv care să sprijine mediul de afaceri și care să ajute foarte mult tot ce înseamnă viața privată. Eu vreau să spun că cu toate lipsurile astea de programe, cu toate lipsa programelor, să știi că totuși Gorjul are multe firme foarte bine dezvoltate, numai că mediul de afaceri gorjean este unul, să zic, foarte modest. Îți spun că pe 2019, și poți să verifici lucrul acesta, în județul Gorj sunt la final de 2019 raportat 184 de firme cu cifre de afaceri peste 1 milion de euro. Ceea ce spune mult. Numai că, spune multe, e adevărat. Numai că, acum, normal că eu țin cu mediul de afaceri și spun că nici voi ca și presă și nici oamenii politici de-a lungul timpului n-au încercat să cunoască foarte bine acest mediu de afaceri. Efectiv, să se apropie de mediul de afaceri. Și totdeauna spuneam, am prieteni foarte mulți. Adică noi ca presă nu am mers către, n-am avut o deschidere și nu am mers către ei. Am înțeles. Nu. Și mediul politic ar trebui să fie mult mai interesat decât noi ca presă, pentru că deciziile, până la urmă, și deciziile politice trebuie luate, nu știu, într-un context legat tot de mediul de afaceri. De acord cu tine, dar ești la fel de vechi ca și mine în acest oraș. Suntem în aceeași vârstă. Spune și mie, câți oameni politici cunoști că au mers să cunoască firmele de pe raza entităților de unde se desfășoară activitatea? Bugetele sunt babane acolo unde trebuie pentru ce să mai vină. Păi bun, dar o să vină un moment în care nu se te poți baza numai pe asta. Niciodată și nu trebuie să te dezvolți. Nu cred că a fost o prioritate pentru administrații, pentru oamenii politici. Eu sper ca măcar de anul ăsta încolo acest lucru să conteze foarte mult. S-a văzut în perioada de pandemie Eu sunt întotdeauna un optimist. Și în fiecare an, sau mai bine zis, de câte ori sunt alegeri, îmi pun speranțe în tot ceea ce vine. Și acum, dacă te uiți, în toate formațiunile e sânge proaspăt peste tot. Corect. Și cu multe promisiuni și mulți dintre ei, pe toți îi știu și toți sunt prieteni și discutăm foarte deschis și ne spunem lucruri. Aștept să văd. Trăiesc cu speranța. Deci trăiesc în continuare cu speranța. Și vreau să înțeleagă și mediul de afaceri și oamenii politici că numai împreună se poate face ceva. Adică dumnealor ar trebui să încerce să ne cunoască mai bine și noi să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume, cu ce ne izbim și ce probleme avem, pentru că avem o groază de probleme. Dezvoltările care s-au făcut, crede-mă, s-au făcut pe forțe proprii. Deci firmele au făcut dezvoltare pe forțe proprii. Aici nu au avut niciun sprijin. Aici este marele merit al oamenilor de afaceri. Foarte mare. Foarte mare. Foarte mare. Adică nu au fost programe clare pe care să te duci, pe care să fie susținute, nu neapărat financiar, că până la urmă voi poate nu aveți nevoie de o susținere financiară, dar o deschidere mai mare, să poți să abordezi mai multe lucruri, să... Uite, dau un exemplu, nu știu dacă e cel mai bun, dar am avut câteva, mă rog, evenimente pe care le-am făcut în Timișoara, în colaborare cu Camera de Comerț. Deci o deschidere fantastică în zona aia. Este, dar acolo se scot în evidență firmele. Uite-te că peste tot, dacă te uiți în zona Ardealului în mod deosebit, se laudă ei cu mediul de afaceri pe care l-au. Și de multe ori, cum să zic, tu poate investești câteva milioane de euro și cineva vine și îți dă o diplomă sau nu știu ce, undeva cândva, știi? Adică îți recunoaște povestea asta și pe tine te face să continui filmul în care ești. Deci să nu cumva să crezi că oamenii de afaceri care au deja un anumit nivel de business așteaptă să vină cineva să-i dea o pomană. Nu asta e ideea. Nu, sunt convins. Nu asta e ideea. Dar ideea este să mă lași să am sentimentul că mă pot dezvolta corect, că mă pot dezvolta în ritmul pe care mi-l doresc și tu, stat, tu, om politic, tu, entitate, să-mi asiguri efectiv numai infrastructura de care eu am nevoie. Uite, eu am văzut, mai puțin să încheie anul acesta, cea mai frumoasă inițiativă a oamenilor de afaceri. Eu am aplaudat-o de departe, nu știu dacă am... Care că au fost multe. Una dintre ele, prima aceea cu laboratorul spitalului. Stai, deci am dat două, nu. O știu, vorbesc de prima. Pentru mine a fost... parcă mi-a dat cineva în cap. A fost prima acțiune, da, la modul...
Ele au fost mai multe de-a lungul anilor, s-au dotat sălii de nu, spital le luăm pe și cele așa mai. importante. Eu vorbesc de asta. Pentru mine a fost într-un moment, atenție că contează da. Și momentul pe care îl alegi, da? Într-un moment foarte dificil pentru sănătatea, nu numai din gură, sănătatea din toată Corect. lumea, da? A fost o inițiativă pe care eu am aplaudat-o și am promovat-o cât am putut eu și cât a depins de mine. Mi-a plăcut inițiativa Câți aia. Au făcut asta? Nu știu câți au făcut. Câți au făcut dar asta? Mă gândesc că acum poate veniți voi în întâmpinarea lor. Adică lucrurile astea trebuie scoase în relief. Toate lucrurile trebuie scoase în relief. Toate lucrurile bune. Hai să disecăm puțin povestea cu PCR-ul, știi că mă roade un pic, știi? Te rog. Primul aparat PCR, cel de la Pasarelă, n-a fost, să zic așa, contribuția numai a Asociației Oamenilor de Afaceri Gorjeni. A fost, noi am avut contribuția Valorică cea mai mare, dar acolo au fost încă o asociație, Asociația Dr. Bogdan Niculescu și cei de la Rotary. Mișcarea a fost fantastică într-un perioadă de scurt foarte într-o perioadă foarte mică de timp s-a scris suma. Coagularea voastră a tuturor. După aceea noi am continuat ca și asociație pentru că s-au strâns fonduri foarte, foarte bune și am cumpărat al doilea aparat care l-am montat la 700. Ăla, într-adevăr, este numai realizarea Asociației Oamenilor de Afaceri. Povestea este alta. În momentul în care am început să facem testări, în momentul în care perioada aia, să știi că în afară de Bogdan Niculescu și nu știu câțiva, chiar puțin de tot, nu s-a făcut o mediatizare corespunzătoare al efortului făcut. La un moment dat, dar cu toate astea, să știi că lucrurile au continuat și vreau să spun că pe lângă acțiuni din astea de mai mărunte, am continuat în sistemul medical pentru că acolo mi s-a părut nouă important și acum în noiembrie am donat la secția de cardiologie la doamna dr. Morega un EKG de ultimă generație, un EKG portabil, te poți deplasa cu el, poți să faci, lucrează deja în spital, lucru pe care nu l-am mai făcut atât de public, dar el este acolo și funcționează. Iar zilele trecute, duminică, am avut o acțiune în zona Pade și în ceea ce înseamnă sărbători de iarnă, acțiuni de genul acesta care vor continua. Deci oamenii de business, să știi că sunt oameni cu dare de mână dacă știi cum să-i atragi într-o poveste. Ideea este să-i atragi într-o poveste. Ideea este să îi bagi acolo unde le este locul, să-i bagi în seamă. Deci aici orice autoritate publică locală, Târgu Jiană, Gorjeană, care vrei tu, dacă vrea să aibă sprijinul mediului de business, atunci trebuie să facă cumva să comunice cu el, să ajungă la el. Asta e secretul, ingredientele sunt simple. Da, mă gândeam la un moment dat, da, și acum profit de faptul că te am și te o să te întreb, domnule, de ce oamenii de afaceri nu vin ei să vină cumva, nu știu, să vină către, adică să facă primul pas. E posibil ca, nu știu, autoritățile să aibă o reținere. Dar de ce să aibă? De ce? Că nu înțeleg. Nu știu. Zic și eu așa, nu știu. Ce crezi că s-ar întâmpla dacă, de exemplu, poate nu e timp o dată pe lună. Poate nu e timp. Cu toate că eu cred că mi-aș face timp. Corect. Ce crezi că s-a întâmplat dacă, de exemplu, nu știu, prefectul județului sau președintele Consiliului Județean sau primarul sau cine vrei tu, da? Din oamenii care sunt cu putere de decizie, cheamă la o cafea, la un suc, la o discuție liberă în mediul de business, să vadă ce s-a mai întâmplat, să vadă ce... Ce ar fi bine? Păi, asta spun și eu. Și de ce nu propuneți voi o treabă? Dar noi la începutul, deci noi am avut la începuturile înființării noastre, să zic așa, noi i-am invitat pe toți și ne-am întâlnit cu toți, să zic așa, cu ghilimele de rigoare la sediul nostru, adică mai precis la Călin acolo, la sala deasupra Carrefour, și am avut pe toți invitați. Acum, într-adevăr, povestea asta cu pandemia ne-am cam încurcat. Dar ne putem întâlni în grupuri restrânse, să știi. Deci am putea să ne întâlnim. În campanii electorale ne-am întâlnit cu formațiunile politice care au vrut să aibă contact cu noi. Ne-am întâlnit cu cei de la ALDE la vremea respectivă, ne-am întâlnit cu USR-ul și așa mai departe. Cine a vrut să aibă contact cu noi? Noi suntem foarte prezenți. Uite, au venit politicienii către voi? Au venit. Nu, noi către. Voi către ei. Mai mult noi către. Primul pas tot voi mai mult către. Da. Nu, deci, repet, am avut și colaborări foarte bune, deci nu pot să spun că... Noi am făcut pașii ăștia. Acum, Dane, știi ce se întâmplă?
Problemele principale ale noastre în momentul de față, să zic, ale mediului de afaceri la nivel local sunt planul de urbanism general al orașului, fără de care nu știm încotro să ne dezvoltăm și cum să ne dezvoltăm. Și a doua, să zic, foarte important ar fi un parc industrial. Acum aud că primarul de la Bălești vrea să facă și el un parc industrial și eu l-aș încuraja. Și până la urma urmei, dacă se face un parc industrial și la Bălești unul și la Târgu Jiu, vedem care se face primul. Am înțeles. Din punctul meu de vedere, eu mărturisesc, am spus-o de mai mult timp, intenționez să mai fac încă o fabrică, pentru că pe locul unde sunt acum nu mai am unde să mă dezvolt. Și unde voi avea primele facilități, acolo mă voi duce. Am o întrebare. Te rog. Cu ce ajută un parc industrial? Wow! Doamne iartă-mă! Păi, parc, hai să... Păi, hai să... te întreb pentru că mai este unul pe la Sadu. Nu-l numi parc industrial pe ăla de la Sadu și pe ăla de la Rostramo, punct. Așa, mai punct. Este unul la Rostramo. Nu, punct, nu, nu. Păi nu. Și atunci, despre care parc industrial? Nu, parcurile industriale, Dane, parcurile industriale, uite, un parc industrial făcut al literam este cel de la Oradea. Da, da, corect, sunt de acord. Tu știi foarte bine că noi acum ne ducem din ce în ce mai mult pe norme europene, corect. Din punct de vedere al mediului, corect. Din punct de vedere al ISU, din punct de vedere al tot ceea ce înseamnă autorizări de funcționare ale unor fabrici. Da? Parcul industrial este cel care îți oferă, pe lângă, să zic, accesul facil la parcul industrial pe mijloace auto, de acolo se începe toată povestea, după aia, în interiorul parcului industrial se fac repartizările funcție de obiectul de activitate pe care îl are fiecare întreprindere, da? Nu poți să mă pui pe mine, de exemplu, eu fac colectare de deșeuri și mă pun lângă fabrica de medicamente. Da, corect. Este exclus. Sau lângă lapte. Bun. O chestie, după aceea, parcul industrial înseamnă că toate utilitățile sunt aduse la poarta proprietății pe care tu urmezi să o concesionezi. Deci, partea de infrastructură până la poarta ta, în ceea ce înseamnă canalizare industrială, vreau să spun că noi la Târgu Jiu nu avem canalizare industrială, da, decât pe anumite zone. Da. Bun. Deci acolo din start se proiectează. Vreau să spun că partea de ISU, inelul de incendiu, se face unul singur. Noi acum trebuie să ne facem fiecare entitate trebuie să-și creeze a doua sursă de protecție împotriva incendiului. Deci ai una la conducta de apă. Și aia este viabilă dacă apa regio în zona respectivă are presiune sau nu are, că dacă nu-ți dă presiune, atunci trebuie să vii cu a doua sursă de apă. Ori una este să ne construim fiecare bazine cu stații de pompare care sunt enorm de costisitoare și alta este să ai un inel de incendiu din care toată lumea să se poată lega și funcționa. Vii cu rețea de gaze, vii cu rețea de curent. Nu mai trebuie să monteze Lelius transformator de 600, Dan de 400. Nu, vine ăla și zice ce capacitate are toată platforma, atâta montăm. Și scad cheltuielile per total pe investiția pe care tu trebuie să o faci. Altfel, tu trebuie să le faci pe astea pe toate. Cu banii ăștia, tu poți să-ți faci, prin economia respectivă, tu poți să-ți construiești hala liniștit. Liniștit. Pentru că nu mai dai... Nu știu câți bani pe putere instalată trafo 1200 de megavolți. Bani, acolo. Timp, nervi și așa mai departe. Și... Bun, ai spus un lucru important. Rostramo nu e parc industrial. Sadu nu e parc industrial. Păi hai să luăm Rostramo. Unde? Hai să Rostramo. Okay. Dane, ce okay. Știi intrarea la Rostramo, da? Da. O știi, da? Da, da. Bun. Practic, ea este gătuită de la intrare. Da? E... Da. Bun. Dacă pe platforma de la Rostramo... La mine, de exemplu, zilnic, să nu vorbesc de domnul David Artego, hai să zic de mine că-s micuț, la mine vin zilnic 3-4 tiruri la fabrică. Sau în potmoli din prima. 3-4 tiruri. Da. Dacă pe platformă la Rostramo sunt 10 ca mine, nu ca domnul David, repet, ca mine, blocăm tot orașul de la intrarea de la podul de la Ezeren până la Rostramo. L-am blocat. Gândești? Da, bine, e zure, da, mă gândeam că poate vin pe partea asta, dar vin pe centura. Pe unde pe centura? Pe centura de la Artegu, pe acolo. Ah, de acord, aia a fost una dintre propunerile asociației la înființare, ca undeva din strada, fosta centură, să zic așa, fosta din centură, Narciselor, să se facă una sau două bretele cu poduri de pasarelă
ca să iasă una în zona Mirfo și cealaltă în zona Rostramu. Și atunci poate exista o variantă. Se mai echilibra lucrurile. Știi? Bun, dar fel și nu. Atunci, și atunci cum s-ar putea construi sau unde cum vedeți voi construcția unui Noi ne-am uitat împreună cu domnul primar Romanescu la un moment dat, să știi că ajunsesem foarte departe cu discuțiile și venise chiar și domnul Meiță și identificasem pe planul care există la ora actuală. Este zona de nord a orașului, zona, deci... CET, zona CET acolo. Nu, zona de nord. Ah, gata. Unde suntem noi. Da, da. Noi, eu sunt învecinat cu domnul David Coartegoda. Da. Dincolo de noi există stația de nord de gaze, care este cea mai mare a orașului. Există stația de nord a lui CEZ, a lui Transelectrica, cea mai mare. Există deja. Există, în zona respectivă, există acel mult hulitul Hodinău, da, care liniștit poți să-l reabilitezi și să-l transformi într-o canalizare industrială. Corect, da? Corect. La sfârșitul lui, în zona lui Mirfo, vii acolo, pui o stație de epurare și preiei totul și din stația de epurare ape industriale te duci în dai voie să te duci. Deci toată zona aia de nord, care este zona industrială în momentul de față prinsă pe plan, care e la primărie planul, e afișat acolo, chiar la urbanism, sarta aia veche. Da? Da. E, acolo poți să dezvolți cel mai bun parc industrial al acestui oraș. Unde s-au împotmolit discuțiile? Păi, deocamdată, dacă el va fi prins în planul de urbanism, știu unde, da, mai precis, unde la un moment dat, pe vremea, dacă nu mă înșel, pe vremea lui Ponta, venise o firmă de cabluri, nu știu ce, zona respectivă. Ai loc acolo să faci ce parc industrial vrei tu. Din cu acela CET, am auzit acum ideea de CET, dar e veche de mult. Bun, dar acolo deja la CET sunt zone în care, ce știu eu, în care terenul a fost revendicate. Tu nu poți să te duci într-o zonă, am pățit-o eu în 9 mai. Eu m-am cumpărat în 9 mai, pe actul de cumpărare scria clădire, depozit industrial. Da? Deci am voie să fac fabrică, da? Zonă industrială. Și a pus unul casa lângă mine și zicea că îl deranjează. El știa că topesc plastic, așa era. Și omul zice, mă deranjează. Da, zmiroase și eu, nu, dar mă deranjează. Bun, și când va începe construcția? Sau nu știu. Eu spun doar unde ar putea fi și ce, de ce am avea nevoie. Nu știu asta. Dar să știi că... Bun, dar lucrurile astea n-ar trebui cumva grăbite? Acum, de asta spun, au trecut 30 de ani. Noi după 30 de ani constatăm că nu avem măcar... Uite, un lucru important, că ați localizat o zonă. Da, da, pentru că gândește-te, 30 de ani n-am localizat lucrul ăsta. Da. Da? Da. Ne mai apucăm de lucru, mai durează 3-4 ani. Până când se găsesc... Nu-i neapărat. Eu cred că acum, din punctul meu de vedere, Eu cred că în momentul de față primarul nostru, primarul Marcel Romanescu, are și echipă, are tot ce îi trebuie, da? Forța are și ar putea să facă chestia asta foarte repede. Foarte repede. Poate că într-un fel nici nu e rău că s-a lansat ideea de parc industrial la Bălești. Băleștiu reține. Poate să fie o zonă cu un parc industrial bun. De ce? Pentru că acolo e foarte multă populație. La noi, de exemplu, din zona Bălești, toată zona aia Tâlpășești, oamenii nu pot să vină să lucreze pe schimburi că n-au cu ce să se deplaseze schimbul 2. Că corect. Nu este mijloc de transport. Nu este mijloc de transport. Înțelegi? Ei, gândește-te că îi duci acolo o zonă industrială, aduci acolo 5 fabricuțe, 6 fabricuțe și știi cum devine Băleștiul ăla dintr-o dată. Mai am o întrebare legată de parcul industrial pe care o să dezvoltăm după pauza de publicitate. În Gorj, s-a împământenit ideea asta. Dom'le, facem parc industrial și așteptăm investitorii străini. Nu. Străini, când spui străini, poate să fie din afara județului, poate să fie străini. Câte ajutoare? Câte, știi? Ce? Eu nu înțeleg asta. De ce toată lumea se gândește la asta? Asta zic și eu. Când noi suntem aici. Noi avem investitorii noștri. Dar aici, noi suntem aici. Aici, da. Noi suntem aici. Corect. De ce aștept să-ți vină nu știu ce... Da, ai auzit discuțiile. Dar totdeauna e asta. Dar totdeauna e asta. Și câți au venit și ce au făcut? Nu știu ce au făcut ei, dar ai noștri de cât ce plătesc, nu? Câți plătesc taxe și impozite la nivel local, Dane? Păi nu știu, mă gândesc că voi cei care sunteți în Gorj. Păi noi ăștia din Gorj, da. Și restul? Păi sunt investitori străini. Păi bun, și eu n-am nimic împotriva investitorilor străini, ferească Dumnezeu și nu mă sperie concurența. Este termenul concurența. Pe care îl folosește toată lumea. Eu l-aud frecvent de câțiva ani și tot timpul am pus problema, domne, avem oamenii noștri de afaceri. Nu știu, cu fie mari, cu fie mici, hai să ajutăm să fie mari.
Dane, noi suntem aici, corect, nu trebuie nimeni de sănătate. De ce să nu zic că aia din Severin, domne, vin investitori străini din Gorj? Da, exact. Da, să ne ducem noi către ei. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate și continuăm discuția legată de acest subiect. Revenim imediat după publicitate cu domnul Leliu Stănușoiu, om de afaceri din județul Gorj, de al nostru, localnic de aici. Am revenit la a doua parte a emisiunii În interes public. Așa cum spuneam, invitatul meu din această seară, domnul Leliu Stănușoiu, om de afaceri din județul Gorj, să știți că nu este investitor străin. Am rămas la chestia asta cu investitorii străini. Am auzit-o de mulți ani. O folosește multă lume. Domne, de-abia așteptăm să facă parcul industrial, să ne vină un investitor străin. Domne, a venit un investitor străin. Vai, ce bucurie! Unde sunt investitorii noștri, domnul Lelius? Unde sunt investitorii noștri? Investitorii noștri sunt aici. Există, ți-am spus. Și noi pe ei, de ce nu îi sprijinim? Noi ca județ. Adică, mă gândesc că e și o datorie morală, până la urmă. Hai să-i ținem și pe ei. Ei sunt aici, ei plătesc taxe și impozite aici. Corect. Ei nu pot să plece în altă parte. Corect. Gândește-te că eu n-am unde să plec cu fabrica. Am fost la fabrică de sticlă, e un munte de ciment. N-am consumat mai mult. M-am hămat la chestia asta, aici sunt. Acolo investesc, acolo îmi construiesc business-ul, acolo vreau să-mi vină copiii, să-mi continue treaba. Da? Deci n-am cum să plec cu fabrica aia. Investitorul străin deocamdată nu prea apare, iar el când apare este doar pe interes clar. Adică dacă lucrurile nu sunt așa cum trebuie sau dacă lui ni se oferă ceea ce își pune el ca și condiții, nu vine sau pleacă. Ori noi ne dezvoltăm în condițiile actuale de piață. Noi stăm aici și ne dezvoltăm. La voi treaba e simplă. Nu merge treaba, ai câțiva pași. Dane, îți dau două lucruri pe care le discutam cu unul dintre prietenii mei care merge acum în Parlamentul României. Și îl rugam, zic, uite, îți dau două lucruri și te rog frumos să le promovezi. Și uite, chiar poate dumnealor o îmbracă altfel, poate eu nu știu să o spun așa cum corect, a trăit. Sau... Corect. Sunt două lucruri foarte clare apropo de investitorii străini și ți le spun. Ele sunt mai multe, dar astea mi se par foarte importante. Un investitor străin, o firmă X care are 20 de sucursale în 20 de țări, da? Deschide pe a 21-a în România cu același profil de activitate ca și mine. Da? Da. Eu am nevoie de investiții, mă creditez la dobânzi bancare de România, că asta este. Aici sunt, diferite acolo mă... De... Da. El se creditează la dobânzi bancare de Austria sau de Germania, mult mai mici decât mine, da? Din punctul meu de vedere este o concurență neloială. Pe asta n-aș marja foarte mult. Dar problema cea mai mare, știu unde mi se pare, și asta s-a întâmplat inclusiv în sistemul bancar. Nu mai discutăm de activități similare. El dacă scoate pierdere pe sucursala din România, da, el poate să o ducă. Uh-huh. Poate să o ducă și 5 ani pe pierdere, uh-huh, că n-ai nicio fel de problemă, că la nivel de grup, da, la nivel de grup el este pe profit. Da? Și pe el nu-l ia nimeni la rost. Eu dacă mă duc pe pierdere și nu-mi plătesc taxele și impozitele, sunt automat pus la zid, mă duc pe insolvență, mă duc pe faliment. Al doilea aspect de concurență neloială. Și atunci de asta zic că noi la un moment dat în anumite alocuțiunea noastră spuneam de necesitatea de înființarea unei bănci a IMM-urilor care să fie o bancă a statului. S-a încercat de-a lungul tipului, dar din păcate s-au dus banii în altă parte. Toate lucrurile se blochează tot timpul. Nu, dar nu s-au dus banii unde trebuia și s-au dus tot unde nu trebuia. Adică nu n-a sprijinit mediul de afaceri sau vrei să faci o fabrică de chibiuturi? Ok, niciun fel de problemă. Uite, îți dau teren, îți dau spațiu, îți dau foa. Da? Grosire spus. Da. Reveni la parcul industrial. Pune parcul industrial, anunță-l că vrei să... Așa s-a făcut la Oradea. Oradea pregătește al doilea parc. Al doilea. Foarte simplu. Păi, Bolojan a văzut foarte clar că mai sunt oameni care vreau să dezvolte și vreau să facă. Și a adunat pe toți și a zis, bun, tu cât vrei? 5.000, tu 4.000, 7.000 și hai a ieșit, să vedem. Mai facem unul. Corect. Pentru că el colectează taxe și impozite de acolo. Corect. Lelius, n-ar fi mai ok să se creeze sau să se gândească niște pachete la nivelul județului Gorj? Când spun pachete, mă gândesc la următorul lucru. De ce are nevoie omul de afaceri în județul Gorj? Odată, de resursă umană, da? Da. De o locație, cum ai spus tu, da, domne, cu totul, dacă mi se aduc toate aici și eu doar să mă ocup de business, să scot bani, să așa. Al doilea lucru. Și de finanțări are unor proiecte cu care pornește la drum. Cred că sunt cele mai importante trei lucruri. Corect. Bun. Și atunci poate autoritățile n-ar fi bine să gândească niște pachete din astea împreună cu voi, pentru că
Eu acum stau și mă gândesc. Resursa umană, senzația mea este, senzația mea, Da. că nu dispunem de resursă umană așa, în sensul că nu e calculată. Adică, domne, noi poate pregătim sudori și nu avem nevoie de sudori în gorj. Noi pregătim, nu știu, ingineri, dar nu avem nevoie de atâția ingineri. Știi, toate lucrurile astea dar, cred că cum trebuie gândite într-un context, adică trebuie adunate, domne, către ce merge gorjul? Păi are nevoie de sticlari, de avocați, de numai. Hai să încercăm să ne ducem pe zona asta, să pregătim. Pentru că în momentul ăsta, astea sunt necesitățile județului, oamenilor de afaceri din județ. Să știi că pregătirea profesională, reconversia profesională, poți să o faci și în cadrul întreprinderii tale, în cadrul întreprinderii, pentru corect. Că e delicat să vină cineva să știe să te pregătească pe tine în cei perfect trei ori stănușoiul la fabrica de mase acord. Plastice. E un pic mai delicat. Dar și aici e cu cânte, că îi pregătești altceva este, și... Altceva este. Da. Dacă este să, uite, să zic, păcatul cel mai mare al oamenilor de afaceri, să zic, este că nu totdeauna, să zic, că putem să plătim la nivelul la care ar trebui să plătim. Dar știi de ce? Hai să spun. Adică, bine, nu arunc acum, știi, noi nu facem asta pentru da, că... Da, 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 da. Nivelul nu, de salarizare. Gândește-te, da. Gândește-te la altceva. Dacă eu n-aș mai fi forțat să fac investițiile alea de infrastructură, care, făcându-le individual, mă costă foarte mult, dar făcându-le, să zic, primăria sau Consiliul Județean sau cine vrea să facă parcul industrial, le mă face la grup, scad cheltuiala, scade. E, mă degrevează pe mine de o cheltuială pe care pot să o duc în zona respectivă. Altfel spus, eu trebuie să mă duc la bancă, să-mi iau bani ca să fac investiția și mă copleșesc după aceea dobânzile. Gândește-te că numai dobânzile care le-ai evita, le-ai duce în zona de salarizare. Corect. Numai alea, dacă corect. Le-ai duce și s-ar simți. Pentru că e clar că oamenii au nevoie de salarii decente și cât de bune. Eu chiar îmi cer scuze unor față de ai mei când nu reușesc să-i duc la nivelul la care ei și-ar dori. Pretențiile sunt destul de mari. Încercăm să facem tot ce depinde de noi. Încercăm să le creăm sunt cât mai multe facilități. Sunt o povară taxele pe venituri, pe salarii? Sunt o povară nu pe mai sunt de așa, nu. Am exagerat să spunem. Știi, România în momentul de față nu are taxe foarte mari. Să știi, impozitele pe dividende sunt okay. De foarte mare bun simț. Impozitul pe profit de asemenea este de foarte mare bun simț. Aici cred că ar putea să fie umblat un pic la reinvestire și așa mai departe. Acolo aș încuraja. Și în mod deosebit, dacă te duci pe zonă de producție sau pe zonă de servicii sau pe zonă de turism, te-aș încuraja foarte mult să faci lucrul acesta. Deocamdată, impozitele pe salarii sunt sub media Uniunii Europene în România. Ce deci okay. Eu zic că e decentă okay. Povestea, dacă ar sta așa, ar fi decentă. E, durerea intervine la facilitățile de infrastructură pe care tu trebuie să le creezi, tu stat, ca eu să mă pot dezvolta. Aici trebuie să umblăm puțin. Și atunci, categoric, până la urmă, eu dacă lucrez în Târgu Jiu, plătesc taxe și impozite la Târgu Jiu. Târgu da? Jiu, corect. Deci primăria are după aceea de unde să cheltuiască. Corect. Cu cât eu reușesc să mă dezvolt și să fac un număr, uite, poftim cum are domnul David, aproape 1000 de angajați acolo. Păi, cu atât mai bine pentru bugetul. Ia gândește puțin, dacă ar fi 4 Artego la nivel de 4 Artego, mai simțim ce se întâmplă la CEO? Mai rămân acolo 5.000 și cu 4.000 ai lui domnul David sau că strângem ceilalți, trecem, uite, ia exemplu de la Râmnicu Vâlcea, când s-a închis Olchimul. Toată lumea spunea că Vâlcea va fi dezastru. Se va că... duce, da. Da? Da. Wow, wow. Uite-te că s-a dezvoltat Vâlcea. De ce? Păi foarte ce simplu. Ce au avut în plus față de noi? Foarte simplu. Eram la un moment dat, eram cam așa. Foarte simplu. Imediat, imediat au venit, a venit Foresi, au venit investitori din toate zonele care au preluat forța de muncă de acolo și din contă, nici nu le-a ajuns. Dar pentru că ei au beneficiat de niște facilități în zonă. Uite, apropo de asta, cei de la Foresia s-au dezvoltat într-o comună de lângă Râmnicu Vâlcea. Da. Apropo de ce spuneam mai devreme, de Bălești. Cu Băleștiu, da? Da, da, da? Eu aș încuraja Băleștiu să facă proiectul ăla, pentru că ar fi o concurență clară cu un parc de la Târgu Jiu. Din punctul tău de vedere, din punctul oamenilor de afaceri, da. Grupului din care faci parte, care ar fi principalele zone în care ar trebui să aducă, nu știu, administrațiile locale? Mă refer la Consiliul Județean, Primăria Municipiului Târgu Jiu, Primăria Motru, Primăria orașelor mai importante din județ. Care ar fi primul pas pe care ar trebui sau
Cum ar trebui să vină întâmpinarea voastră? Repet, pentru mine, mediul de afaceri e unul foarte important. Tot timpul măsor puterea unui județ prin oamenii de afaceri pe care îi ai. Așa o măsori. Nu văd altă măsură, pentru că ei sunt cei care contribuie la buget, în afara banilor pe care îi primesc de la București, dar uite, îi primesc că nu îi primesc. Ăștia sunt de bază. Ce primesc de la voi? Știu că trece luna, au venit banii. Dar e matematică simplă în toată povestea asta, că până la urmă oamenii ești conducătorul unei comunități, unei localități și trebuie să știi foarte clar ce populație e acolo și câți oameni trebuie să lucreze ca lucrurile să meargă bine în comunitatea ta. Corect. Și în funcție de asta te așezi la masă și creezi facilitățile ca să-ți aduci 1, 2, 3 producători, că ăștia sunt de bază. Producătorii sunt producătorii de bază. Producătorii, până la urmă. Pe lângă producători, e clar că se dezvoltă și Horeca, se dezvoltă și alimentație publică și așa mai departe. Dar tu trebuie să-ți creezi infrastructura cu ghilimele de producție. Să ai câțiva producători de bază care să... Uite, de ce ne bazam pe CEO? Erau, când lucram eu minerit în 91-96, discutam de 40.000 de oameni. Atâția erau. 40. 40 de mii. Bun. Și acum mai sunt 12.000. Probabil vor rămâne mai puțin în 2026. Spre 4.000, spre 5.000. Acolo pe undeva. Cam a cine ducem după povestea care urmează. Spre 5.000. Păi bun, și atunci trebuie să pui în loc. Ce pui în loc? Tot producție trebuie să pui în loc, pentru că noi produceam cărbune se ducea în energie, energia însemna bani aduși în județ. Asta până la urmă trebuie să faci. Și ca să ne menții, uite, pe mine, de exemplu, hai să vorbesc de mine, bun, eu aș avea nevoie să mi se spună, uite, ai acolo parc industrial cu toate facilitățile, câți metri pătrați vrei? Și eu să mă o să spun, da, doamne, trebuie 15.000 de metri pătrați. Mie 15.000, ca mine, mai sunt încă 3-4. Păi, exact, și vine și... Și ai făcut parcul bun, industrial. Și ai făcut parcul industrial, l-ai dimensionat. L-ai creionat, l-ai sigur dimensionat. Că da, l-ai dimensionat. Băi, acolo știu că mi-am creat 2.000 de locuri de muncă, le dau oamenilor să facă și fiind cu investiția. Am înțeles. Foarte repede se face. E calcul simplu. Dar asta trebuie comunicat. Trebuie ca cine are interes să facă ăsta, parcul industrial, mă refer, primăria trebuie, sau Bălești, sau Motul, sau care o vrea. Da? Să întrebe, cine vrea, domnule, să facă investiții? Păi Ionescu, Georgescu și așa mai departe. Așa s-a făcut peste tot. Credem, așa s-a făcut la Alba, așa s-a făcut la Oradea, așa s-a făcut la Arad. Peste tot s-a făcut așa. Dar la noi întârzie. Păi eu bănuiesc că va trebui să înceapă. Trebuie pus ceva în locul celor... Uite, de la CEO. Trebuie pus ceva, crede-mă. Trece timpul foarte repede și da. Două lucruri importante, din punctul meu de vedere, ar fi de discutat. Unul la mână, ceea ce mi-ai spus când am discutat așa câteva minute, da? Mi-ai zis că anul 2020 nu a fost un an dificil pentru toată lumea, aș vrea să-l abordăm subiectul ăsta. Da. Și al doilea subiect este fondul de tranziție justă. Da. O întreagă nebunie s-a creat în jurul lui. Mulți văd bani care vin către județ. Foarte mulți bani. Unde se vor duce bani? Foarte mulți bani. Păi depinde. Acum hai să începem cu prima, anul 2020. Da, corect. Anul 2020. Deci, anul 2020 a fost un an dificil pentru sectoarele, tot ce înseamnă turism, Horeca. Asta da, este corect, clar, este corect. Evident. Aici guvernul a încercat să vină cu ceva proiecte. M-aș abține să spun care a fost impactul, rele, da. Pentru că nu sunt în domeniu, zonă. Aici poate, eu știu, Călin Lemnaru, alții care sunt în zona respectivă ar putea să spună mai multe decât mine. Teoretic, guvernul a venit cu ceva către sector. Nu știu în ce măsură i-a salvat chestia asta. M-aș închina să spun că nu i-au salvat de tot. Adică, eu zic că au avut foarte mult de suflet. I-au ținut acolo cât să... Exact. Ca peștele cât puțin. Să nu moară. Cât să nu moară, da. Dar, dacă greșesc, îmi cer scuze. În partea cealaltă, de exemplu, foarte bine au mers sectoarele astea de producție în infrastructură. Toate fabricile din România, inclusiv fabrica noastră, au mers la capacitate sau chiar mai bine decât capacitate și asta datorită, în primul rând, importurile au circulat foarte greu. Importurile de da, China, de exemplu, au fost frânate, au fost moarte o perioadă. Importurile de Turcia, importurile de Polonia, Italia, chiar și din țările europene, să știi, foarte greu au circulat mărfurile către România. Și acolo unde au fost capacități de producție pregătite, deci pregătite, ei au lucrat foarte bine.
nu poți să spui, știi, adică cine spune, știi, domnule, mi-a mers rău și nu știu ce, apar rezultatele financiare la fiecare an. Te uiți pe Ministerul Finanțelor, îi găsești, te duci pe riscul, pe ce vrei tu și îi vezi pe toți. Eu n-aș putea să spun că 2020 mi-a fost un an prost. A fost un an mai mult decât 2019. Pentru că pot să spun acum că a fost prost. Mai bun? Da. Pot să spun că a fost prost, dar tu o să vezi chestia asta mai și o să zici, băi, m-ai mințit. Când după ce public toate datele oficiale, o să-mi spui că te-am mințit. Ori eu nu vreau să fac chestia asta. Deci tot ce înseamnă zonă de construcții, producție pentru zonă de construcții, infrastructură, producția în general, care vrei tu, și textilă și astea, au mers foarte bine. Au fost ceva sincope în zona de automotiv, dar pentru perioadă scurtă de timp, acum din nou. Și are, uite-te că cei de la Rovinare angajează. Adică, da. De ce angajezi dacă ți-a mers prost? Apropo, poate cunoști mai bine situația. Există firme potent financiare în județul Gurj? Cum să nu? Adică mă refer la firme care se ducă. CEO este una dintre ele, dar e o companie Da, dar sunt statului. Și firme peste CEO la nivel de județul Gurj. Peste CEO? Da. La nivelul județului Gurj? Da, sigur. Cum să nu? Păi e important lucrul ăsta. Sunt, atunci trebuie să mă plec mai mult asupra subiectului. Sunt cu cifra de afacere a complexului energetic Oltenia? Peste cifra de afacere. Peste cifra de afacere? În afară de Artego mai sunt încă vreo două sau trei. Păi e lucru important ăsta. Păi cum să nu? E foarte important. Și firmele astea trebuie sprijinite în continuare. Apropo de ce spuneai de mecanismul de tranziție just, acolo vin foarte mulți bani. Acolo nu depinde de câte noi cum îi cheltuim. Asta spun. A apărut la un moment dat discuția că toți acești bani vor merge în servicii, în, cum se spune, studii de fezabilitate, studii de nu știu ce, studii... Nu cred că vom fi atât de naivi. Nu cred. Unde ar trebui să meargă cu preponderență? În producție. Deci întâmplarea face ca să fac parte într-o comisie de genul ăsta, să fiu invitat să fac parte într-o comisie de genul ăsta și punctul meu de vedere este că, practic, dacă tu închizi zona de producție, banii trebuie să se duci în zona de producție, pentru că e simplu. Deci dacă faci parte din comisie, trebuie să te asiguri că se va întâmpla acest lucru. Deci... Sau cel puțin să fii ochiul vigilent de acolo. Cu siguranță vom fi, pentru că nu sunt adeptul lucrurilor făcute corect. Da, suntem pregătiți să atragem aceste finanțări pe această măsură. Te întreb lucrul ăsta, pentru că România, în general, la nivel de absorbție a fondurilor europene, a avut un grad scăzut. Cineva îmi spunea că fondul de tranziție justă nu este același lucru cu fondurile europene. Mă gândeam, domnule, dacă noi din fonduri europene am atras o bucățică mică din fondul ăsta de tranziție justă? Păi nu, aici este o comisie în care sunt implicate tot felul de entități, de la ADR Sud-Vest Oltenia, președintele Consiliul Județean, în fine, Artego, este o listă mare de tot, de așa, și eu cred că suntem acolo mulți care vrem ca banii să fie absorbiți în totalitate, pentru că este până în 2027 se face toată tranziția respectivă, toată absorbția de bani și eu cred că suntem oameni cu capul pe umeri ca să cheltuim așa cum trebuie, să-i atragem acolo. Când se va deschide, Lelius? Adică când vom începe să facem proiecte pe așa ceva? Când ne vom apleca? Deocamdată a fost o limită până la 4 decembrie. Acum am avut o discuție cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Cosmin Popescu. Săptămâna asta, dumneavoastră mi-a spus că se va stabili programul de lucru și ne vom apuca serios de treabă. Deci aveți un calendar clar pe care îl urmați. Dumnealui va comunica acest calendar care va fi cu strictețe urmărit. Eu cel puțin personal am citit toate materialele care mi s-au pus la dispoziție, știu despre ce este vorba. Sunt pregătit oricând să lucrez pe povestea asta și cu siguranță în ceea ce mă privește voi fi adeptul ca banii să fie duși în zonă de producție, în zonă de turism, în zonă de Horeca, zone care trebuie dezvoltate și e clar că chiar aș vrea să fiu foarte optimist să spun, domnule, ok, dacă pierdem 8.000 de locuri de muncă, trebuie să creăm 20. Pentru că bani sunt mulți, sunt foarte mulți. Și ar fi păcat să nu... În 6 județe, clar, nu? Da, în 6 județe. Cu ce suntem noi mai diferiți de celelalte? Păi, Gorjul. Depinde. Pe noi ne va afecta foarte tare. Nu știu, Hunedoara, celelalte județe, cât de tare vor fi, dar pe noi ne vor afecta. Adică, exact ce spuneai tu, sunt 8.000 de disponibilizări sau 7.000, exact, cât o fi. Exact.
bani sunt suficienți ca să înlocuiască lucrul acesta, chiar mai mult decât atâta. Ar fi necesar. Nu depinde decât de noi să facem proiecte sustenabile, proiecte corecte, știi? Și să investim acolo unde, să susținem acolo unde este cazul. Am înțeles. Suntem la final de emisiune. Da. A trecut foarte repede. Voiam să vă întreb, acum nu știu dacă o să vorbesc și în numele colegilor de la Asociația Oamenilor de Afaceri, dar ce proiecte aveți pentru 2021-2022, ani care se anunță destul de grei din mai toate punctele de vedere? Va fi o reconstrucție? Trebuie să scăpăm întâi de pandemia asta? Da, mai greu cu scăpatul de pandemie, adică depinde, trebuie cum, să bate cu ea. Depinde cum bate vântul, știi? Da, am înțeles. Zicea un prieten de-al meu medic cândva că cu herpesul ne-am obișnuit să trăim și trăim bine, mersi. Deci, probabil că ceva de genul ăsta va fi și cu COVID-ul. Acum, aș prefera să vorbesc astăzi în nume personal. Te rog, te rog, și corect. Pentru mine, 2021 va însemna un an în care mi-aș dori foarte mult să pot să mă implic în centenarul Tudor Vladimirescu. Uh-huh. Este un centenar important, zic eu, pentru greu, județul important, nostru. Da. Așa se și justifică acțiunea pe care am avut-o în weekend în zona Padeș, unde am mers, într-adevăr, acolo am mers în numele asociației, au fost donații din partea firmelor Ana, Krillermar și Aprilia. Am reușit să facem niște pachete foarte, am foarte consistente. Am înțeles că destul de multe pachete, nu da, mai știu exact, 200 de pachete au fost pachete, și da. Foarte consistente, uh-huh. Foarte consistente, pe care le-am împărțit în 7 biserici din zona respectivă. Am apelat, într-adevăr, la prietenul meu, bunul meu prieten, Dragoș Morega, care, prin tatăl lui, prin domnul Danilie Morega, am reușit să-i aducem pe oameni în biserică acolo, pentru că cunoșteau zona și punctul nostru de vedere este că a fost o acțiune reușită din partea asociației, lăsând la o parte conotațiile uneori mai că... Da, e interesant, da. Știi, și când s-a făcut laboratorul atunci, mi-aduc aminte da. Că așa nebunie s-a exact, creat exact. Politică da, în jurul da, da, lui da, da. De... Știi, Dane, eu aș parcă atunci, ca... cea mai mare preocupare a oamenilor era, domne, ce partid beneficiază, ce persoană... Stai Important liniște. Era că se crea loc... chestia aia, adică, domnule, te apucai de... Îți spun un lucru așa și dacă mă mai lași un minut să spun. Știi, de-a lungul timpului, de când am înființat asociația asta Oamenilor de Afaceri, toată lumea mă suspectează că vreau să-mi fac o imagine sau că vreau să mă duc undeva sau că vreau să obțin ceva. Sau am că... înțeles, deci da? În Parlament sau unde? Da, eu spun că n-am intenții de genul ăsta și voi continua să fac acțiuni cât pot eu, să unesc oameni, să fac acțiuni pentru societate. Și vreau, într-adevăr, spun sincer, să mă duc tot pe zona de producție, tot în mediul de business mă văd. Nu știu dacă fac față în zona de politic și oricum nu știu dacă aș putea să fiu om politic. Da, ăsta e niște calități. Deocamdată nu le văd la tine calitățile alea de așa... Nu. Mai ai de lucru la mai ei. Am de lucru, da. Dar nu, Dan, eu vreau să mergem pe zona asta. Corect. Eu zic că 2021 va fi un an foarte greu, dar în care firmele din zona de producție vor avea un an bun. Eu așa îl văd. Vor avea de lucru. Eu așa văd. Vor avea de lucru. Deci tot ceea ce se produce în România va crește. E foarte bine acest lucru. Lilis, eu mulțumesc tare mult. Eu vreau să știi că vreau să fac parte din oamenii de afaceri, dar nu. Vreau să mă implic și cel puțin în partea asta de televiziune, de media, aveți o deschidere totală și maximă. Chiar avem nevoie. Mulțumim. Și orice acțiune a voastră, eu continui să spun că trebuie să veniți și voi cumva spre zonele astea, adică să ieșiți, sunt lucruri bune pe care le fac oamenii de afaceri, lucruri despre care oamenii nu știu. Nu știu, efectiv nu știu, pentru da, că nu le faceți oamenii, publice. Oamenii nu, sau nu. La un moment dat știi că s-a împământenit și chestia aia, domne, nu le fac publice, exact ce spuneai, că la o ia politică, la o ia, exact. Mai bine mă duc, o fac și îmi văd de așa, treabă. Ceva, ceva da, dar din punctul meu de vedere trebuie făcute, trebuie scoase în relief lucrurile astea, pentru că na, sunt vremurile astea. Și eu le spun colegilor mei la fel, dar ei zic totuși, domnule, stai puțin că ne pun ăștia o ștampile X sau Y sau Z, până nu ne debarasăm de ideea de asta de ștampile, asta, da. Da, știi? Da, da. Lucrurile merg spre bine, să știi. E regulă, mulțumesc tare mult, vă doresc mult succes, un an bun, un an nou bun, sărbători fericite. La fel și vouă. Și toate bune.
și să fiți corect și imparțial și să fiți deschiși față de tot ce se întâmplă. Așa, o să fim cu siguranță. Mulțumesc încă o dată. Bine, cam atât, doamnelor și domnilor, pentru această seară. Invitatul meu, așa cum spuneam, domnul Leliu Stănușoiu, om de afaceri și în Asociația Oamenilor de Afaceri, implicat serios. Noi ne vedem mâine seară, începând cu ora 19. Până atunci, aveți grijă de dumneavoastră, toate bune, să fiți sănătoși. La revedere!